Salut, eu sunt Paul, iar în acest video am discutat alături de Alex Bararu, care este cofondatorul Infonau.ro, un prieten foarte bun care m-a ajutat să lansez acest proiect, despre cum ne-am cunoscut, cum de ne-a venit ideea acestui site și despre ce ne propunem pe viitor. Nu uita, podcastul este disponibil și pe alte platforme, cum ar fi Spotify sau Apple Podcasts, găsești link în descriere. Îți mulțumesc foarte mult că ai intrat pe acest podcast și îți urez vizionare sau audiție plăcută. Păi, hai să discutăm despre cum ne-am cunoscut noi. Bun. O poveste foarte interesantă. Pe vremea când voiam să dau la un bebe la informatică. Da, și eu căutam pe cineva cu care să mă pregătesc, cum să lucrăm împreună. Și ți-ai găsit cea mai bună persoană. Bă, până la urmă, da. Chiar o să dovedi că a fost o alegere bună. Chiar dacă nu m-am mai pregătit până la urmă pentru admitere. Da. Deci noi ne-am găsit random pe net, pe un grup de Facebook legat de programare. Eu căutam o persoană cu care să lucrez constant subiecte de admitere la facultate. Și nu știu, cred că am lucrat 2-3 săptămâni. Da, 2-3 săptămâni am lucrat și apoi intervenise balul bubocilor la mine și nu mai aveam timp. Cu robotica și cu toate, cu teatru, ce mai făceam pe atunci, nu mai știu. Da. Da, dar a fost interesant. La mine, da, chiar a fost interesant și... No, după aia am început să lucrez și eu subiecte de olimpiadă, nu m-am mai preocupat deloc de admitere. Da, până la urmă a fost ok că n-am mai continuat să lucrăm. Da, una peste alta, că nu, eu ți-am zis atunci că trebuie să ne oprim, că te-aș ține în loc. Plate țineam în loc, nu puteam să lucrez la aceeași intensitate. Dar să nebunesc de mi-am dat seama atunci cu ce geniu în informatică vorbeam. Ai, că geniu în informatic. Bă, pentru mine și acum mi-amintesc că ce fel stăteai tu și rezolvai problemele, mi se părea foarte tare. Adică eu stăteam să mă gândesc 10 de minute pentru un algoritm, numai să mă gândesc la algoritmul care trebuie făcut și toată structura și la tine era super cursiv. Asta a fost super fain. Da, pe eu atunci... Aveai alt exercițiu în spate, alt fel de gândire. Da, eu începusem și să lucrez de olimpiadă, eram, nu, după aia n-am mai dat importanță subiectelor de admitere după ce n-am mai lucrat noi. Deci de ce ai făcut? Am revenit mai încolo după ele. De ce ai făcut alea de olimpiadă în loc să faci acestea de admitere? Păi aveam olimpiada, scopul meu era să fac ceva la olimpiadă, nu să... Deci, dacă luai... deci la început a fost cu admiterea. Și dacă luai ceva loc mare la ceva olimpiadă, luai și loc la facultate sau cum e? Da, dacă ajungeam la Națională, la Olimpiadă, era o treime din nota de admitere, era 10 și eu trebuia doar să iau ceva notă în bac, cât de cât ok. Dar oricum nu. Da, a fost mare chestie că tot ai șanse foarte mici. Bă. Da, oricum erau șanse foarte mici să iau ceva rezultat la Olimpiadă, dar voiam să mă pregătesc, până la urmă m-a ajutat pregătirea pentru Olimpiadă și clar. Să mă pregătesc de interviu. Nu numai. Dar, până la urmă, nu e un paradox că dacă ajungi la națională, la informatică, nu e destul de obvious că poți să intri și la o astfel de facultate? Adică, ce ți-e că mai dai și o admitere? Da. Da. Oricum, de anul trecut sau de acum 2 ani, da, de anul trecut, sunt puțin mai riguroase condițiile. Condițiile ca să poți să ajungi la Națională la informatică. Înainte, dacă erai primul din județ, puteai să ai și 20 puncte că treceai la Națională. Acum trebuie să ai minim 120. Deci e mai sigur că ai putea să ajungi la o facultate dacă ai ajuns la Națională. Da, și după ce ne-am oprit să lucrăm împreună, tu ai început să iei pe altă cale, nu cu programarea. Da, atunci nu cred că ți-am zis... ce vreau eu să fac, de fapt. Nu, n-am aflat. Nu, am ținut-o secret până decât... la interviu, da. Am avut interviu pe 1 februarie la American Hotel Academy și cred că tot atunci ți-am zis, sau nu știu, noi când am reluat legătura, că nu mai țin minte. Nu mai știu exact, dar am văzut video-ul ăla cu tine la cursul festiv când ai dat un speech motivațional. Poți să auzi voci? Speech-ul ca să în mai a fost asta, da. Da. Auzi voci? Și... Nu ești nebun. Mi-a intrat în cap prostia aia. Da, oricum, foarte, foarte interesant. Că era ca un, nu ca un șoc. Era ceva, bă, deci ai fost fixat pe chestia asta și deodată am văzut că faci total altceva. Și m-am gândit, wow.
Bă, să știi că mă simt mult mai bine unde am ajuns acum. Eu nu sunt genul care să stea să programeze sau să își bată capul cu din astea. Sunt mai mult pe administrativ sau, nu știu, vreau să fiu în mijlocul acțiunii. Nu-mi prea place mie. Îmi place în sine programarea, mi se pare fascinantă. Și mă simt oarecum în urmă față de trend, fiindcă, nu știu, lumea ar trebui să știe să programeze pentru viitor. Așa o văd eu. Deci eu, it's a must. Ar trebui să știi măcar conceptele de programare pentru viitor. Altfel rămâi în urmă și, nu știu, jobul tău e la risc. Da, fiindcă și asta studiez cu joburile. Cine refuză evoluția asta și nu vrea să bagi un pic de programare în viața lui, tinde să rămână în urmă. Părerea mea. Da, într-adevăr, e ceva super popular acum și... Dar și pe bună dreptate. Foarte multă lume crede că... Bună dreptate. Da. Da, dar mulți consideră că e ceva care e destul de ușor de învățat. Ba, depinde la ce nivel. Că până la urmă, oricine poate să scrie după 10 minute Hello World. Da, asta e partea a doua, că mulți nu își dau seama că programarea nu presupune să știi un limbaj pe de rost, cum e la o limbă străină. Că până la urmă, o limbă străină o înveți pe de rost până într-un punct. Corect. Că și apoi este după aia trebuie să înveți să... interpretat, da. De văzut contextul. Da, una da, peste alta, da, poți să asemeni învățatul unui limbaj de programare cu o limbă străină. Până la urmă, asta e. E un pic de engleză cu un pic de, nu știu, alte chichițe. Bine, acum depinde de limbaj de programare, că mai sunt câteva limbaje care nu au nicio legătură cu limba vorbită, ceva programare funcțională, nici eu nu știu prea mult. Da, sunt ceva limbaje, BrainFuck sau Haskell, da, o să fac în anul 2, cred. Sunt numai câteva steluțe, câteva... cum se cheamă, simboluri pe care le folosesc. Lambda, steluță, diez, o grămadă de... Adică nu scriu deloc cuvinte aia chestii. Interesant. Deci, se poate și mai rău programare, oricum. Dar oricum, acum a ajuns să fie la un nivel la care să fie ușor de intuit și de înțeles. Adică C++ e destul de intuitiv, că sunt cuvinte din engleză. Da. While, if, da... Python-ul, nu? La fel? Și Python-ul, că e ceva relativ nou. Mă referam la assembly, care e baza limbajelor de programare. Orice limbaj de programare ajunge să fie compilat în assembly. Assembly e limbajul procesorului și acolo sunt destul de termeni destul de ciudat și aia chiar trebuie să înveți pe de rost. Nu prea poți să intuiești pe majoritatea. Asta e studiat în primul an, la facultate? Da. E oribil de greu. Dacă îți place, e ușor, cred. Da, nu mi-am... Eu n-am făcut curiositatea să mă uit, cred că am să mă uit și eu după chestia asta. Să văd și eu cum arată mai assembly-ul ăsta, că m-au auzit de la o grămadă de prieteni care sunt informatică despre assembly, dar eu totuși nu m-am uitat. Toată lumea zice că e ciudat. Cred că e cea mai populară materie unde poți să ai restanță. Gen anatomia de la medicină. Cam același lucru, că e tot un fel de anatomia codului. Gen efectiv fiecare pas cu pas, cum se mișcă procesorul, cum folosește registrii. Interesantă comparație de anatomia computerului. Da. Bun. Și... ar trebui să discutăm despre cum ne-a venit ideea de despre acest site. De fapt, prima dată cred că ne-am auzit când am început facultatea, nu? Parcă prin noiembrie-octombrie, ceva de genul. Octombrie, noi. Da. Și voiam noi să facem ceva aplicație. Aplicație, parcă, nu? Da. Stai un pic, cred că o am chiar pe calculator primele idei. Aveam o grămadă de notițe oricum. Știu că am venit atunci la tine și ne-am notat o grămadă de chestii, aveam mai multe, dar nu era... Chestia că nu era niciuna concretizată, adică aveam doar o idee în cap. Băi, și uite, cu o idee am ajuns la ceva concret. E vorba de la idee la practică. Da. Și uite că de multe ori lipsește chestia asta în, nu știu, în viața de zi cu zi. Fiindcă mulți se trezesc să aibă o idee, dar se pierd pe drum și nu mai concretizează nimic. Și eu chiar îți mândru de faptul că, bă, totuși, uite, ne-am ținut cu chiu cu vai, dar am reușit să găsim ceva. Da, adică am investit destul de mult timp și bani în chestia asta. Am început să o ajungem la o cale să funcționeze. Nu-i ceva care să fie... ceva
nu știu, să fie destul de riscant. Adică eu când m-am gândit la site-ul ăsta, mă gândeam ce ar putea să întâmple în cel mai rău, în cea mai rea situație. În cel mai rău rea situație n-am avea user și aș folosi doar eu site-ul ăsta cu elevii pe care i-am eu la pregătire. Și ai pierde timp. Și da. Asta e. Dacă pierzi da. Timp, e doar experiență câștigată. Ai pierdut timp, n-ai pierdut chiar și bani dacă pierzi un pic. Până la urmă, orice șut în fund este un pas înainte. Da, exact. Uite, no, și am găsit ideea aici, asta de unde a răsărit. Am găsit aici prima schemă. User, sign up, mentor, student, nume, prenume. Ah, că am vrut să facem, da. Da. Am vrut să facem ceva general cu mentor, ceva Tinder pentru mentor. Mai exista o aplicație de genul, am aflat mai încolo, dar nu, era ceva prea general și nu cred că ar fi folosit-o lumea. Da. Și ne-am gândit la ceva mai nișat prima dată. Trebuia să facem ceva ce, în primul rând, este original. Că, na. Da. Și ceva ce să fie și de ajutor. Și uite, mentorii vorbesc cu studenții. Exact. Dacă vor să continue procesul, metoda de comunicare, Skype, Discord. Și până la urmă, ai venit tu cu ideea, că deodată știu că ai venit deodată, ai dat mesaj și, uite, infoneau.ro. Și, wow, era acolo deja conturat acolo. După ce nu vorbisem, parcă o săptămână sau două. Și tu trecusești la atac. Da, implementam site-ul deja. Da. Am avut destul de mult noroc că, da, noroc între ghilimele, că au intervenit chestia asta cu lockdown-ul, cu izolarea. A venit la fix. Și n-am mai avut treabă să mă plimb, să ies și am avut timp să implementez, să pun toate detaliile la punct. Încă continuăm site-ul, încă nu e în totalitate gata, continui implementând chestii la el. Dar e denotat faptul că am trecut deja la o altă interfață. Exact. Și na, atunci a fost bine că am avut timp să mă concentrez pe site. Facultatea, da, mă concentram și pe facultate, dar nu pot să zic că mai făceam și ceva pe lângă. Deși nu puteam să ies, de plimbat nu puteam să mă plimb. Da, una peste alta, noi cred că am fost norocoși cu lockdown-ul ăsta, că am reușit să lucrăm la info, eu, de exemplu, mi-am clarificat cum e cu treaba de marketing pentru startup. Adică nu ne-a prins bine. Și lumea, am creat și ceva ce era la modă. Toată lumea s-a mutat în online. Da. Da, exact. Adică toată lumea a căutat profesori la meditație online. Nu merge nimeni la meditație acum în persoană fizică și... Mai merg. Acum, atunci nu mergea nimeni. Da, și până la urmă, programarea e unele dintre puținele materii pe care le poți învăța și online. Da, și a mai fost o chestie faină, că puteai în sfârșit să-ți alegi ceva ce nu era de la tine din oraș. Și asta ne-am gândit până la urmă, că mereu suntem constrânși, eu cel puțin și Paul la fel, adică amândoi am avut probleme de asta într-un oraș relativ mic. Nu aveai oportunități mari. Da. Și asta a fost cea mai tare chestie, că puteai în sfârșit să faci pregătire, nu știu, de exemplu, cu cineva de la Cluj sau cu un student care deja a trecut prin materia aia. Asta era ideea genială care venise atunci. Da, profesor de calitate până la urmă, că chestia a fost, noi vrem ca profesorii să aibă elevii potriviți și elevii să aibă profesorul potrivit. Pentru că mulți consideră că profesorul de la clasă, ăla e singur om care știe programare. Bine, cu ăla fac pregătire. Dar nu-i întotdeauna așa. Adică, sau dacă nu e ăla de la clasă, e ăla din liceu sau mai știu eu care. Da, din liceu sau de la alt liceu din oraș, care știe mama că a avut ea o colegă la muncă care a făcut copilului pregătire cu proful ăla. Nu mai funcționează așa. Da. Și eu pot să zic că am avut un prof bun la clasă, deci chiar a fost un profesor foarte bun, dar m-am gândit la alți colegi din alte licee care se plângeau că nu fac nimic la informatică. Eu când am aflat că nu faci nimic la info la clasă, am fost șocat. Chiar am trăit într-o burlă unde se făcea ceva la info la clasă. A, și la mine se făcea. Da, tocmai. Și la mine a picat ciudat informația asta când am auzit că alții nu fac la oră. Că... Doamna care făceam eu era super super băgată în treabă, adică, nu știu, chit că nu m-a pasionat atât de tare informatica, nu să zic ca ție, cum ți-a plăcut ție, de exemplu, tot rămâneai cu ceva, că stăteai și îți preda ca lumea,
Dar apoi când auzeam că alții nu fac sau alții, că alții nu știu niște chestii despre care vorbeam cu oarecare naturalețe, mi s-a părut și mie ciudat. Că, bă, uite, sunt oameni care fac info la clasă, dar totuși nu știu. Da, și trebuia să găsim o soluție și pentru ei. Da, până la urmă, tu ce zici asta ca să, nu știu, poate e off topic, dar tu ce zici, numai vina profesorului până la urmă? Uneori e și vina elevului. Într-adevăr, e și vina elevului. Dar gândește-te că informatica, în principiu știu că acum se mai face și la gimnaziu ceva, dar nu ceva algoritmică cum faci la liceu. Uh-huh. Dar informatica e ceva total nou. E ca și cum îi învăța matematică pe un elev din clasa 1. El nu vine de acasă cu ceva noțiuni de matematică, de clasa 0 mai nou. Dar nu vine cu ceva noțiuni de matematică cunoscute de acasă. Zic că poate o făcut la grădiniță. Dar nu fiind ceva total nou, trebuie să-i captezi cumva atenția. Și tu dacă îi prezinți din prima chestiile complicate din informatică, nici nu-i explici corect, treci repede prin materie, că n-ai tu chef să-i predai. Elevul ăla cu ce rămâne în gând? Asta nu-i făcută pentru mine, nu pot să înțeleg, niciodată nu se reușește să fiu programator și trec la altă materie, nu știu, biologie sau o materie pe care o înțeleg mai ușor, chiar dacă poate nu-mi place, dar până la urmă trebuie să mănânc ceva. Nu sau de, trebuie nu să nu la o facultate, că râd alții de mine. Nu e de blama nici asta, că omul până la urmă se duce unde este mai ușor sau mai bine. Și ne e greu să ieșim din bula noastră una peste alta. Exact. Dar e frica asta, că băi, și eu am trecut prin chestia asta, că am adunat mai multe lipsuri, de la informatică, chiar și de la mate, și am intrat în sevraj, am intrat în panică când s-a apropiat câte un examen. Dar nu mi-a explicat nimeni atunci că, băi, hai să luăm un pic din spate, hai să vedem ce ți-a lipsit, hai să vedem cum se conectează. Toată lumea era, ei, ai lipsit? Asta e, ți-asum, bravo, pa! Și nu e bine. Da. Părerea mea că nu-i bine așa. Nu mai e aceeași răbdare. Cred că asta depinde și de la profesor la profesor. Da, asta e clar. Că poate unii voiau să... Au ajuns profesor nu că au vrut ei, că nu au avut altă alternativă. Și până la urmă se cam simte dacă un profesor chiar vrea să fie profesor și îi place să fie profesor. Și profesorii care au ajuns profesor doar că au făcut modulul pedagogic la facultate și că nu au reușit să facă altceva. Da. Da. Hai să fac și asta, că până la urmă... Am avut parte de profesor chiar fain, una peste alta. Chiar și profa de info. Bă, adică cât era o oră, preda super, îmi plăcea, poate nu eram cel mai pasionat de acolo, clar nu eram, dar bă, îmi punea, dacă era nevoie, îmi punea 3 și 4 cu zâmbetul pe buze și după oră eram cel mai bun prieten. Adică, bă, uite, așa profesor îmi place. Da, frate, ai fost prost, ai luat notă mică, după suntem prieteni, înveți, ne păstrăm respectul unul față de celălalt. Dar nu așa că îți pun eu ție patru că ești urât, că nu știu ce ai făcut în pauză sau chestii de gen. Aia nu-s profesor. Da, exact așa era și la noi, și la informatică, dar mai ales la matematică. Adică aveam numai 3 și 4 la matematică, dar nu eram pe profesor gen să-l urăsc sau să nu-mi placă de el. Chiar era un prof super de treabă, ne înțelegeam foarte bine toată clasa cu el și... Eu meritam 34, adică nu comentez că nu meritam notele astea. Știu ce zici, că și am fost în aceeași oală. Îmi plăcea mie matematica, na. Da, eu am avut oricum, biriga mea care a fost de mate și ne-am înțeles destul de bine că Alex la tablă, 3, super. Și după sunt pe aia, eram fericit, explica. Doamne, ce aventură mă era așa cu matematica. Nu știam cum să lipsesc, să plec, să nu mă mai duc. Când problema eu era de fapt la matematică. Da. Problema era de fapt la mine, că mi-era silă, că sunt leneș, una peste alta sunt leneș când vine vorba de asta. Nu îmi plăcea. Și nici nu voiam să recuperez. Poți să mă faci, frate, nu-mi place, nu? Deși știu că e importantă. Da. Bine, acum la ce faci tu nu știu cât de importantă e matematica de liceu, gen integrale și... Nu, integrale și chestii astea nu fac, dar să știi că am matematică, nu știu, pot zic de clasa 8-a, 9-a sau a 7-a, 8-a, 9-a
Și oricum gimnaziu trebuie oriunde. Bă, matematica da, de gimnaziu te trebuie oriunde. Frate, de ce ți zic, nu știu dacă ți-am mai zis, dar am colegi și colegi, predominant colegi care stau toată ziua și se plâng că asta nu e matematică care ar trebui să o facem noi, că nu este deloc practică. Și când pur și simplu problema te punea să calculezi în perimetru, o arie sau mai știu eu ce, nu știu, câte, de exemplu, o chestie foarte practică, nu știu, câte dacă raza unui picior de pahar este atâta, masă. De așa, și tu ai o tablă dreptunghiulară de nu știu cât, câte pahare în cap din alea, ca să nu faci mai multe drumuri sau ca să știi ce se întâmplă. În fine, prostii din astea. O, că este prea greu, că e degeaba. Sau că ai nu știu ce cort, care e jumătate de semisferă și trebuie să calculezi care este volumul de aur, de aer, care trebuie să intre pentru a fi oxigenat în permanență cortul de evenimente. Este genul ăsta. Poate nu e cel mai concret exemplu, dar să nu știi să faci o arie, un volum a unui cer, a unui a unei sfere, mi se pare așa, de prost gust. Părerea mea. Dar tu la facultate, la ce ai dat admitere? La engleză, nu? Da, am dat la engleză. Pe bază de interviu. Deci interviu, admiterea asta, sau dacă nu era admiterea, trebuia să am Cambridge. Dar cum mie mi-a venit Cambridge-ul cu câteva ore mai târziu rezultatul față de... Câteva ore? Deci mie mi-era programat să-mi vină pe 1 februarie și eu pe 1 februarie aveam examen, interviu. Și ai mai întâi interviu și apoi examenul. Și după ce am dat interviu, încă nu am primit mail. Și a trebuit să dau testul până la urmă. Bine, era un test relativ ușor pentru mine. E test relativ ușor. Da, okay. Și a trebuit să dau testul până la urmă. A trebuit să plătesc și testul. Și am plătit și Cambridge. Și până la urmă Cambridge nu prea mi-a mai folosit. Și acum trebuie să dau iar. Când anul 3, dacă vrei să te duci în internship, trebuie să ai nu știu ce notă. În IELTS sau în Cambridge. Și eu am luat cu câteva puncte sub. Și trebuie să dau iar. Well, înțeleg. No. Dar, și unde mergi la internship? Bă, mi-aș dori foarte tare. Se purta până înainte de pandemie, se purta să mergi în anul 3 în America, dar acum mi-aș dori foarte mult să mă duc în Austria sau în Germania. Fiindcă mi-ar plăcea tare mult să stau cu un prieten de-al meu din Austria și dacă nu mergi în Austria, în Germania, fiindcă vreau să mă pregătesc cu germana. Dar... Da, e mare păcat cu pandemia asta, că nu prea nu mai putem face planurile pe care le voiam. Bine, nu că ar fi ceva nou chestia asta, dar intru așa într-o nostalgie și dezamăgire de fiecare dată când mi-amintesc. Că eu voiam în Hawaii prima dată, în anul 3 voiam Hawaii. Și pe albumele de sfârșit de clasa 12 le-am zis tuturor, unde, la chestia aia cu amintiri, le-am zis că o să ne vedem în Hawaii. Nu știu ce Hawaii. Și guess what? Poate... Nu se mai întâmplă. Poate facem team building în Fona în Hawaii. Da. Peste 2 ani. Este 2-3 ani când o să avem o echipă mai mare, voluntari mai mulți. Cine știe? Bine, nu cu toți voluntarii, că ar fi ciudat să ocupăm un avion numai noi, dar... Da, n-ar fi deloc ciudat. Câți oameni, 10 oameni. Bă, dacă nu este decontat de firmă... La echipa de fut. Dacă nu e decontat de firmă, nu e deloc ciudat. Da, îți dai seama să te contăm, da, înțeleg, ar fi foarte ciudat. Vreo 5.000, 10.000 de dolari ne-ar ajunge per persoană? Per persoană, dar stai, unde mergi? În Hawaii. Că biletul, dar i-aș fac cu un biletul de avion? Ei, cam atât e, nu? Ia, București, n-are cum să fie mai mult de... Hawaii, avion. Fii atent, ia să vedem. 7.000 de ron. În Honolulu. 24 de ore. 7.000. Slăbuți. Acum plec, stai așa. 14.000 de lei. US dollars. Lei in USD. 3.300 de dolari. Dus întors. It's a small price for salvation. Mai e o mâncărică pe acolo, mai bei un suc. Te ajunge la 10. Hai, bă, dar mâncăriți noi mai puțin, ce? Da, frate, dar ne-am dus în Hawaii. Hawaii? Bă, ne-am dus. Stăm, ne întoarcem. Da. Am ajuns. Da. Voiam să fac asta la un moment dat, gen... Tocmai.
Nu, din banii de la, pe care ar fi trebuit să iau la Google dacă eram în Elveția, să fi zburat undeva random, stau o zi și mă întorc acasă după. Da, undeva departe, în America sau ceva. Mă. Cât o salariu aveți, stai alea? Nu pot să zic. Nu pot să zic, dar era ok. Adică mi-ajungeau banii de un avion. Am zis doar avion dus întors, n-am zis că stau mult acolo. Da, bă, stau în aeroport. Eu dacă munceam toată vara și abia îmi permiteam să mă duc până acasă. Bă... Bă, una peste alta, am muncit la livadă, până la urmă, și mi-a ieșit aproape la fel de mulți bani dacă aș fi stat în internship. Deci eu-s mulțumit. Lejer. Ce zi, măcar ai consumat banii la străini. Consum banii la români. Mai era mai bine dacă consumai bani la străini. De fapt, nu. Că ești apibul. Păi, le luam banii lor și consumam la mine, în țară. Asta era. Era mai ok. Of, tu-i corona lui să fie... Trebuia, da, las. Nu putem blama corona. Noi am fost un caz fericit. Da, se putea și mai bine, se putea și mai rău, dar e ok, e ok cum o fac. Da, deci noi trebuie să fim mulțumiți în primul rând că am rămas sănătoși și că n-am pățit nimica. Că alții săraci au avut doar de suferit. Dar mereu trebuie să fii și optimist. Da, nu poți să stai numai într-o depresie, că se putea ce întâmpla ceva rău. Și uite că ajungem la o chestie interesantă pe care vreau să te întreb de mindset. Care, cum îți faci un mindset din ăsta sănătos? Da. Legătură cu programarea, cum am rămas eu motivat ca să învăț programare și că aveam și eu momente din astea care voiam să mă las, că atât, și încă mai am random momente din astea când văd cât de grele sunt unele probleme pe care le întâlnesc. Până la urmă trebuie să am un salariu să mănânc. Că mor de foame, dacă altceva în afară de programare momentan chiar nu știu atât de bine, că altceva mai știu, dar nu. În cel mai rău caz iau un instrument, mă duc la colțul străzii și încep să cânt. Bă, și încă, da, și încă se poate. Adică mulți fac asta încă. Și nu mor de foame. Da, nu mor de foame, dar zic că e ceva mai programare decât să stai în colțul străzii cu un instrument să cânti. Na, mai bate vântul, mai plouă, trebuie să te duci acolo în fiecare zi. Programarea nu e așa muncă fizică. Eu nu sunt pe muncă fizică, cine știe ce. Și doar cât îți nu câștigi atât de mult cât câștigi. Aia e muncă. Da, și mai bați cu degetele în tastatură. Da, și faci până la urmă destul de mulți bani, cel puțin acum. Dar toți banii pe care îi fac acum, cel puțin acum, investesc în InfoNow, în reclamă, în tot ce avem nevoie. Site, domeniu, și tot ce mai trebuie să cumpărăm. Da, și acum... Adică asta e o motivație, că muncesc ca să, după aia mai târziu, să pot lucra la proiectul meu și doar la proiectul meu. Deci, teoretic, mindset-ul tău este în jurul a faptului că îți faci ceva pentru tine și în continuu muncești pentru tine. Da, tocmai. Chit că tu ești angajat la Google, adică, de exemplu, tu tot muncești pentru tine. Tocmai, da. Ideea e că, până la urmă, proiectul pe care l-am făcut, InfoNow, e tot pentru alții, gen să-i ajut. Nu-i doar pentru mine. Dar ce, cum am fost eu ajutat de alții, acum încerc să dau mai departe ceea ce am primit. Că, sau nu neapărat cum ai fost ajutat, că și asta e important, dar de faptul că ce n-ai avut tu, să aibă alții. Și exact pe chestia asta ne potrivim foarte tare și de asta mi-a și plăcut să colaborăm și să muncim împreună, de fapt. Pentru faptul că mereu încercăm amândoi să întoarcem ceva ce n-am avut. Dacă o bucată de experiență să o împărtășim. Că ai văzut că și tu primești, nu știu dacă primești, dar eu da. Dar pentru ce dai tu nu știu ce sfat acolo, că ce nu ți-e bine să taci din gură sau nu știu, chestii de genul ăsta. Sau pentru ce te-ai trezit și tu să vorbești. Și am zis, bă, eu încerc, poate o idee din ce spun eu, din zecile de cuvinte pe care le zic, poate un cuvânt naște o idee pentru cineva și poți să-l ajut așa. Sau el poate mai departe la rândul lui să ajute pe cineva. Că dacă am fi un pic mai permisivi cu chestiile astea, cu niște sfaturi sau cu niște experiențe și n-am mai judecat atâta, am crește mult mai repede. Ca și societate, nu știu, ca și oameni. Dar tindem de foarte multe ori să fim răutăcioși. Exact. Mi se pare deranjant. Și... în loc să ne chinuim să ne fie tot nouă, adică ca și societate, mai bine. Da. Și dacă prin intermediul site-ului ăsta reușesc să
ajut o persoană să ajungă unde îți dorește, e deja foarte bine, că mi-am îndeplinit scopul cumva. Da. Adică am fost ajutat de cineva, acum ajut pe cineva. Dacă încep să ajut 2 sau 4 sau 8 sau 16 persoane din ce în ce mai multe, e și mai bine de atâta. Chiar nu mă supăr ultima deloc. Ultima pe ăla care luate la bogați și de la săraci? Robin Hood? Robin Hood? Robin Hood? Robin Hood, cred. Nu, ideea e că nu... Nu prea luăm nimic de la bogați. Nu, zic doar vorba, așa. Cunoștință. Da, asta m-am gândit. Dacă până la urmă ai... Aia care știu cunoștință. Bine, nu prea poți să le iei, că nu le iei, că tot rămân la ei. Tot nu rămân le la ei, doar le dau mai departe. Că până la urmă și un profesor, meditator, care e pe noi, la noi pe site, vrea să facă pe cineva să devină mai bun. Nu? Da. Tocmai și încercăm să le promovăm și profesorilor ideea asta, cel puțin când avem discuția cu ei, să nu fie o relație de profesor-elev cu elevul pe care o să-l aibă, să fie mai mult ceva de prietenie, pentru că profesor-elev ai la școală și elevul, cum e învățat, că nu-mi plac profesorii, că îi urăsc și mai ok să înveți de la un prieten, e mult mai ușor să înveți de la un prieten, poți să-i pui întrebări mai interesante pe care unui profesor n-ai avea curaj să îi le pui și până la urmă ești mult mai eficient să înveți așa. Ok, acum putem să schimbăm subiectul dacă... Da, nu știu despre ce mai putea vorbi. Despre... Zi. Despre viitoare proiecte? Sau... Da, aia v-am zis și eu. Ce ne propunem pe viitor? Ce ne propunem pe viitor, Paul? Păi ce ne propunem pe viitor, Alex? Nu știu, să ajutăm mai multe persoane. Eu mă gândeam că e o ocazie bună să le împărtășim oamenilor că ne interesăm pentru următorul proiect, pentru Mateneau și Mateneau.ro și toată lumea s-a pus la muncă. Ne-am găsit încă câteva persoane care ne ajută să înființăm și Mateneau, care sunt puțin mai bune decât noi la mate și puțin mult mai. Puțin mai mult, mai bun. Puțin mai mult, mai mult, mai bune. Și au început să construiască platforma și o să fie live, cred că, în, nu știu, câteva... În curând, în câteva zile. Zile, poate o săptămână, nu știu. Dar ideea e că se lucrează intens. Și, e ceva, că până acum nu cred că a fost niciodată o platformă, de altfel nu a fost nici înainte de InfoNea, o platformă pe care poți să înveți, să-ți cauți un profesor să te învețe programare. Da, un profesor. Erau site-uri astea unde poți să găsești profesor, dar nu știi care e un profesor potrivit pentru tine, nu știi care e cel mai ok profesor pentru tine și până la urmă este avantajul. Nu știu, hai să le explici oamenilor cum se întâmplă chestia asta de matchmaking, cum ar veni. Adică cum îți dai tu seama chestia? Matchmaking? Da, teoretic este un matchmaking, că faci match-uri. Match, ca pe Tinder. Da, match, ca pe Tinder, da. Care e procesul ăsta ca să-și delegăsești tu profesorul ca lumea sau elevul ca lumea, nu știu. Deci, userii când se înscriu pe site se pot înscrie ca profesor sau ca elevi. În momentul în care un profesor se înscrie, are un formular de completat unde are un câmp și își alege ce vrea el să pregătească. Începător în informatică, să zicem bacalaureat, admitere, olimpiadă sau alte tehnologii. Adică nu e neapărat să ne rezumăm doar ce învăța la școală. Poate vrea cineva să predea machine learning sau web development. Poate să selecteze să predea și astfel de tehnologii. Iar când un elev se înscrie pe site, la fel, pifează ce vrea el să învețe. Poate să învețe pentru liceu, poate să învețe și alte tehnologii. Nu ne rezumăm doar la chestia clasică de liceu sau de gimnaziu. Și la discuția pe care o purtăm aflăm mai multe atât despre elev cât și despre profesor. Vedem fiecare pe ce se preocupă, din ce domeniu se preocupă și cât de bine poate el preda. Adică dacă a mai avut rezultate în trecut, un profesor care a avut rezultate în trecut e mai bine văzut decât un profesor care tocmai a început să învețe programare sau abia a dat un examen de bacalaureat sau abia a intrat la facultate. E mult mai bine văzut un profesor care a avut rezultate la concursuri, are un CV mai complex, are și proiecte și dacă, de exemplu, un profesor a dat o admitere la facultate, să zicem UBB, iar un elev vrea să se pregătească pentru facultate tot pentru admiterea la UBB, cea mai potrivită opțiune ar fi
profesorul care deja a trecut prin admitere la UBB. Deci adică, asta este matchmaking-ul, pe baza unor keywords, da, a unor experiențe, a unor astea. Și vis-a-vis exact de chestia asta mi s-a părut foarte faină că cu chestia cu profesorul care a făcut nu știu ce înainte. De genul că dacă profesor, adică nu vreau să sune aiurea, asta... să sune aiurea, dar când ai de ales într-un profesor care a predat de 20 de ani în același loc și unul care a venit inginer de la Multima Națională sau inginer, software engineer, corporație, la asta mă refer, da? Care a venit software engineer de la Google, deși a lucrat doar vreo 5 ani acolo, parcă eu m-aș duce la software engineer de la Google să văd, poate are altfel minte, nu știu. Așa e în capul meu. Da, acum depinde. Depinde de fiecare elev. Depinde de fiecare elev, pentru că noi considerăm că un profesor este pregătit pentru un elev, dar până la urmă elevul, prin feedback-ul pe care îl oferă pentru fiecare ședință, ne spune dacă profesorul este bun sau nu pentru el. Până acum n-am avut situații când să fie un profesor să nu fie ok pentru un elev. Și cu chestia asta încurajăm. Dar în cazul care intervine ceva, da. Încurajăm la să scrie feedback. Da, important e că feedback-ul respectiv este total anonim. Adică nu o să ajungă niciodată feedback-ul elevului la profesor sau feedback-ul profesorului la elev în mod direct. Noi o să încercăm să discutăm cu profesorul în care intervine ceva, să explicăm situația în cazul în care elevul nu consideră că profesorul este potrivit pentru el și putem să găsim elevului alt profesor. Adică nu e nicio problemă, nu ne limităm la un singur profesor pentru un elev. Putem să schimbăm profesorul oricând. Deci nu e nicio problemă chestia asta. Da, de faza asta cu feedback-ul. Feedback-ul, până la urmă, e un dialog. Avem nevoie de mai mult dialog în, nu știu, chiar dacă vine vorba de afaceri, de platforma asta, sau de ora de clasă, de curs, de whatever o fi. Da, avem nevoie de mai mult dialog. Și lumea la noi nu prea e învățată cu dialogul ăsta, de un schimb de idei. De obicei, dacă avem o impresie bună, zicem super, mi-a plăcut, dar niciodată nu o să zicem că a fost extraordinar. L-am iubit, a fost nemaipomenit, deși noi chiar asta simțim. Și dacă avem o chestie rea de zis, zicem, da, a fost bun, și apoi începem să împărțim feedback negativ pe unde apucăm. Nu le zicem în față. Și ar trebui să începem să ne formăm cultura noastră în a avea un dialog, de a pune problemele cap la cap. Lumea cam așa e obișnuită. Să fie să nu-ți zică nimic, chiar dacă e de rău, să nu zică nimic. Și eu consider că mai mult rău face așa. Fie să fie de rău, să zică ție că e bine și apoi împarte vorbe nasoale după. Că până la urmă... Și o chestie pe... Zi, tu te rog. Ok. O chestie pe care am învățat-o la Google și pot să zic că m-a impresionat foarte mult. O dată pe săptămână am o discuție cu hostul meu, cu managerul meu, și îmi spune tot clar, tot ce am făcut bine și tot ce n-am făcut bine și aș putea să mă să improve, să fac mai bine. Și nu o zice într-o manieră în care să o iau eu personal, să mă atace. Zice foarte frumos, adică nu sunt chestii de bine și catalogate bine și rău. Sunt chestii catalogate bine și nici improvement, adică se poate face și mai bine. Nu te judecă nimeni și mi-a plăcut foarte mult chestia asta, că în fiecare săptămână pot să văd ce am făcut mai bine și cum am evoluat, pentru că niciodată n-am avut până acum două săptămâni în care să am același feedback negativ de două ori. Aceeași chestie să pot să fac mai bine. Întotdeauna am încercat să mă schimb, să-mi schimb comportamentul, să văd ce aș putea să lucrez mai bine. Așa iar, ar trebui să fac un profesor. Încercat... Da. Simplu. De asta zic, că și pe InfoNow, de asta am implementat chestia cu feedback-ul, să vedem ce ar putea să facă mai bine un profesor, dar elevii pot avea poate neintenționat, pentru că și eu am chestia asta neintenționat, să discut cu cineva și să pară că îl atac zicându-i un feedback. Pentru că pot să iei personal foarte ușor și eu la început o luam personal ușor, dar îmi dai seama că persoana respectivă... Da, tocmai. Și persoana respectivă nu are nimic cu mine. Și de asta feedback-ul respectiv nu este public pentru elev, feedback-ul profesorului de la elev și feedback-ul elevului de la profesor. Pentru că s-ar putea să o ia personal, să-l considere pe elev altfel, să nu mai discute la același nivel cu el. Iar noi încercăm să transformăm feedback-ul respectiv, să-l traducem într-un mod a fi mai ușor de înțeles de către profesor, să nu o ia el personal. Da, asta trebuie să începem. Încercăm
și să introducem în cultura noastră dialogul, ca să nu ne mai simțim atacați, să înțelegem ce a vrut omul să spună, hai să vedem dacă este o critică constructivă, hai să nu ne mai supărăm. Noi suntem repede puși pe foc. Dacă ni s-a zis ceva ce nu ne convine, imediat ne gândim, a, ăsta mă urăște, ăsta vrea să-mi facă ceva, ăsta... Nu ne gândim că, bă, omul ăsta chiar a fost sincer, oare chiar am făcut greșeala asta, oare pot să mă comport altfel, astfel încât să transmit mesajul corect data viitoare. Chestii de genul ăsta. Și, da, până la urmă, omul ăla îți face un bine că zice feedback-ul ăla. Corect, mai dar de multe ori stăm și ne supărăm că ni se zice ceva. Exact, exact. Vrem să auzim doar... Cred că e chestia din trecut. Cred că e chestia din trecut pe care au avut-o și părinții noștri, că nu puteau să comenteze nimic. Corect. Totul trebuie să fie totdeauna din ce în ce mai bine. Și se vede că în afară mentalitatea asta nu prea mai există. Toată lumea îți pune verde în față. Dacă ceva nu e ok, îți spune direct. Și de asta toată lumea consideră că străinii sunt mai reci cu tine decât românii. Pentru că românii nu o să-ți vină un român la tine să zică că n-ai făcut ceva bine, sunt foarte puțin. Ți-a crescut părul, ești frumoasă, ești nu știu ce, ești caldă, dar de când, de fapt, aia sau ăla care îți făcă complimentul, de fapt, în capul lui ești un prost și arăți nașpa. Da, tocmai. Da, și până la urmă, ce preferăm? O minciună învelită frumos în asta de cadou sau un adevăr care ne poate totuși îmbunătăți stilul de viață? Poate. Da. Și cum am zis, de asta e necesar feedback-ul pe platformă, toată lumea să fie cât mai sinceră, nu se supără nimeni și dacă e vreo problemă o putem rezolva împreună. Știi, chestia asta mă făcând să mă gândesc la genul ăla de postări care, bă, dacă nu-ți, nu știu, postezi ceva așa mai controversial și nu, cineva vine și nu zice, bă, dar ce-i chestia asta, e urât, nu-mi convine, știi? Și vine proprietarul care a postat. Zice, băi, dacă nu-ți place și nu-ți convine, du-te în altă parte. Și uite așa, ajungem să ne băgăm într-o bulă în care toată lumea e de acord cu noi, tuturor le place ce facem și nu mai ascultăm de alții dacă ne zic că ceva este greșit. Așa se nasc și, nu știu, toate protestele astea iurite, așa se nasc toate mișcările astea, nu mai știu care și mai de care, cel puțin în America, care e plin, toată ziua e plin de ele. Adică ne înconjurăm într-o bulă așa și poate porni de la prostiile astea de mișcări care mai de care până la, nu știu, poate chiar un proiect al nostru. Uite cum ar fi să nu ascultăm de nimeni când lucrăm pentru Infoneau sau pentru, nu știu, eu, pentru Livada. Dacă n-am ascultat de nimeni, n-am știut cum să ne mai îmbunătățim. Asta, nu știu. Da, și până la urmă nu înțelegi de ce lumea nu-ți cumpără produsul, lumea nu-i de acord cu tine. Da, dar tu ești în lumea ta. Da, tocmai. Trebuie să lucrăm și trebuie să ne educăm. Că până la urmă de ce nu ne vor ăștia de sus, de prin guvernările anterioare, de ce nu ne vor mai educați? Că apoi ne dăm seama ce suntem, ce facem, ce votăm și așa mai departe. Ce e mai greu de manipulat. Păi odată o persoană educată este mult mai greu de manipulat. Deja, uite, eu care studiez marketingul și sunt departe de a fi expert, sunt sceptic când cumpăr ceva, când văd un preț. Stau un pic și mă gândesc, merită, dacă pot cumpăra chestia asta, dacă încearcă să mi-l vândă, dacă este un produs prost, dacă văd un ad pe net. Adică, eu, deja pe mine nu mă mai prostește. Când ești programator, nu îți prea pasă ce cumperi, să fii acolo, că nu prea simți. Păi da, când îți permit, îți permit, n-am ce zic. Da, și nu pot să zic că nu-mi permit niște chestii, dar e și enervant să fii așa sceptic, că stai și te gândești, bă, asta vrea să-mi vândă ceva, ăsta, nu știu, a făcut o reclamă prea ca să mă pună să cumpăr. Am găsit destul de greu să trec peste scepticismul ăsta. Dar, uite, dacă m-am educat în privința asta, mi-a fost mai greu sau imposibil să cumpăr un anumit produs. Prin urmare, oamenii ăia m-au pierdut pe mine. N-au mai fost cumpărat. Dar, bine, din spatele meu probabil vin vreo 10 nebuni care cumpără produsul. Și dintre care ăia 10 unui programator de-al de tine. Da.
A, oricum, interesantă perspectiva asta. Ce zici, încheiem aici? Cred că încheiem aici. Cred că avem vreo 45 de minute. Cam așa. Da, cred că avem peste 45 de minute. Ok. Păi super, mulțumesc că ai acceptat invitația. Mersi și eu. Chiar era cazul să vorbim un pic despre istoria și despre planurile noastre. Da, și să mai facem oricum. Într-o... Când mai are lumea întrebări, mai facem. Zic, că doar colaborarea noastră nu se închide acum. Exact. Nu. Să ne revedem într-un viitor podcast cu și cum ar n-au finalizat. Abia aștept. Super. Bine, te salut și vă salut pe toți. Mersi că ați fost atenți. Da, mersi și eu că ați intrat pe acest video. Zi faină!